Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii decembrie. Iată că mai avem foarte, foarte puțin și ne apropiem de sfârșitul acestui an 2024, care cu siguranță a fost extrem de provocator pentru mulți dintre noi. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în semnul berbecului. Înainte de a începe citirea, vreau să vă readuc aminte că este o citire generală. Este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească aceste mesaje. Dragii mei, vă doresc sărbători fericite, pline de liniște sufletească, să fiți alături de cei dragi și să reușiți să lăsați în urmă tot ceea ce vouă nu vă mai servește. Pentru că ne îndreptăm cu toții spre o nouă etapă, ne îndreptăm către o nouă cale și avem nevoie să înțelegem că trebuie să renunțăm la unii oameni sau la unele lucruri care nu ne mai sunt necesare. Așa că, dragii mei, această citire este pentru voi, cei care se află în semnul berbecului, și hai să vedem ce spun cărțile acum, la sfârșitul anului. Pentru cei care doresc să fie la curent cu tot ceea ce postez eu aici, nu uitați că este necesar să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul. Doar în felul acesta o să primiți notificările în timp real. Și bineînțeles, dacă doriți să citiți articolele pe care le scriu despre astrologie, magie, spiritualitate, ezoterism în general, vă invit pe blogul meu cronicaluiamos.blogspot.com. Toate linkurile unde mă puteți urmări pe social media le găsiți de fiecare dată în descrierea clipurilor mele. Mesaje importante pentru cei din semnul berbecului. Hai să vedem. Berbecii au scăpat de evenimentele astea karmice și sunt sigur că li se deschid noi oportunități în următoarea perioadă. Așa că hai să vedem despre ce este vorba. Îți voi extrage, dragul meu berbec, un mesaj al îngerilor. Mesajul pentru tine vine de la Arhanghelul Mihail. Știi ce ai de făcut. O energie care cred eu că este foarte determinantă, nu știu, este ca și cum de data aceasta Mihail îți spune: știi, te-am ajutat, am fost lângă tine, te-am îndrumat, ți-am arătat semne. Sunt sigur că mulți dintre voi ați avut și anumite întâmplări care v-au pus semne de întrebare cu privire la următoarea etapă din viața voastră. Și nu neapărat că acum ești lăsat singur, sub nicio formă, dar mesajul ăsta este unul foarte hotărâtor. Știi ce ai de făcut de acum încolo, dragul meu berbec. Important este să acționezi. Iată, acesta este mesajul îngerilor pentru tine, Arhanghelul Mihail. Știi foarte bine cum trebuie rezolvată această problemă, știi foarte bine ceea ce ai de făcut, chiar dacă pentru unii dintre voi poate să fie greu. Putem vorbi poate despre renunțare, așa cum am spus la începutul clipului. Poate ai nevoie să renunți la ceva, ai nevoie să renunți la cineva ca să poți să-ți împlinești visul acesta sau să reușești să îndeplinești până la urmă misiunea pe care o ai în această următoare nouă etapă. Bun, hai să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot pentru cei din semnul berbecului. Wow! Prima carte în poziția ta, 5 de bâte. Ce ți se pare ție dificil aici de îndeplinit? 5 de bâte, 2 de bâte și 2 de spade, iată. Două cărți de bâte, asta înseamnă provocări legate de acțiunile tale, provocări legate de intențiile tale, parcă este ceva ce ți se pare foarte dificil de făcut. Ești într-o situație în care nu știi exact ce decizie să iei.
Nehotărârea asta este destul de puternic influențată. Nu știu dacă neapărat de către cei din jurul tău, dar este influențată de o anumită situație, un eveniment din trecutul tău apropiat. Poate să fie legat de cineva dintr-un semn al gemenilor, balanței sau al vărsătorului. Ce pot să-ți spun, dragul meu berbec, este că tu în momentul de față ai nevoie ca această decizie să o iei foarte responsabil, matur și, într-adevăr, nu cred că trebuie să faci apel foarte mult la emoțiile tale. Există așa o luptă în interiorul tău și este de preferat ca până la sfârșitul lunii să nu iei decizii chiar atât de radicale. Și știi de ce? Pentru că toate cărțile tale în momentul de față vorbesc despre impuls, despre intensitate și să nu-ți pară rău de decizia pe care o iei. Iată, 5 de bâte, 2 de bâte și 2 de spade. 2 de spade este o carte a așteptării. Este o carte care vine și îți spune nu poți să vezi cu ochiul fizic această situație, nu poți să o privești cu ochii fizici, ci în toată treaba asta, dacă vrei să ieși la suprafață, va trebui să fii foarte conectat cu tine însuți, cu intuiția ta și decizia cea mai bună o vei lua practic prin intuiție, nu neapărat prin ceea ce ți se arată fizic. Poate trebuie să-ți faci un fel de recensământ al acțiunilor tale. În multe situații putem vorbi despre provocarea unei căsnicii sau provocările care se află în această relație, în această căsnicie, lucruri pe care berbecul nu prea le mai poate duce. Simt că tu aici ai nevoie cumva să plătești un preț sau să achiți ceva din punct de vedere energetic, spiritual, ca să poți să continui în următoarea etapă. Dacă ne întoarcem și la mesajul Arhanghelului Gabriel, știi ce ai de făcut, chiar dacă este un mesaj, repet, destul de tranșant, asta înseamnă că, deși nu-ți face plăcere, deși din punct de vedere emoțional ești legat de acea persoană, cu toate acestea, universul te împinge să iei această decizie și să te uiți mai mult la rădăcina problemelor. Pentru că tu ai avut multe momente în care ți-ai spus, ok, lasă că poate trece, lasă că poate ceva se schimbă acolo și ai văzut că nu s-a schimbat absolut nimic. Vei simți intens nevoia spre sfârșitul anului să fii mult mai independent, totodată să fii tu cel responsabil, bineînțeles, pentru acțiunile tale, pentru ceea ce vrei să faci, căci nu simți sprijinul acelei persoane la care tu te gândești. Eu personal nu-l simt, da? Unii dintre berbeci vor trece la începutul anului prin niște situații care în care vor fi necesare anumite asigurări, acte, semnări, donații, împuterniciri, succesiuni și așa mai departe. Iată, avem două arcane majore aici în poziția ta, dragul meu berbec, spânzuratul și împăratul totodată. Și asta înseamnă pentru tine că dacă vrei într-adevăr ca situația asta în viața ta să capete o altă nuanță, va trebui să abordezi foarte diferit situația. Va trebui să o privești foarte diferit. Poate va trebui să privești această situație din unghiuri în care niciodată tu practic nu ai mai ajuns pe acolo, nu le-ai mai privit prin unghiurile respective. Și da, pentru tine va fi o mare, mare provocare. Simt că mulți dintre berbeci trec de la starea asta de distracție cumva, de cheltuială, de, nu știu, unii dintre voi poate de a pierde timpul așa cu alți oameni, de a ieși, trec la o altă etapă, adică își doresc mult mai mult pentru ei, înțeleg că au nevoie de mai mult și că practic vor cumva să
să fie mult mai stăpâni pe ei înșiși și pe ceea ce au. Nu se mai pun în situații limită, în situații critice, nu mai sunteți voi cei care trebuie să-i salvați pe ceilalți sau să le dați, înțelegeți că de fapt fiecare are rostul lui și fiecare are atât plusurile cât și minusurile lor și fiecare va trebui să lucreze la zona asta financiară până la urmă, nu poți să fii tu cel care în permanență, să spunem, ajută. De asemenea, mai sunt și ceilalți berbeci care au stagnat anul ăsta din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere financiar și vor simți nevoia să meargă spre altceva, poate chiar spre o altă pasiune de-a voastră, spre un hobby pe care îl puteți transforma în bani, un business și așa mai departe. Hai să vedem care sunt și clarificările pentru aceste două cărți. Cavalerul de cupe, 8 de monede, vei lucra intens, te așteaptă o perioadă plină din punct de vedere financiar și moartea, wow! Da, turnul la baza pachetului. Dragul meu berbec, știu că nu o să-ți placă ceea ce urmează să spun, dar repet, nu uita că tu, așa cum am spus la începutul clipului, ai scăpat de ani de zile de evenimente karmice în viața ta. Ești unul din semnele care a trecut prin această situație. Și faptul că tu la baza pachetului ai turnul, asta înseamnă că vechea ta viață se finalizează. Nu vreau să spun că se distruge ceva aici, dar într-adevăr să știi că viața ta are nevoie de altceva. Ai nevoie de un alt vibe, ai nevoie de un alt loc, ai nevoie de alți oameni, ai nevoie să înțelegi că ceea ce ție îți place să faci, va trebui să faci. Cu sau fără acordul celorlalte persoane, vorbim aici chiar și despre familie. Turnul arată și un eveniment pe care Universul cumva ți-l aduce spre sfârșitul anului și care te pune în situația asta de a realiza că anii ăștia prin care tu ai trecut și experiențele prin care tu ai trecut au fost suficiente ca și intensitate, au fost suficiente ca și stare. Este nevoie ca ceva să se schimbe în viața ta. Dacă tu îți dorești un rezultat diferit, clar și acțiunile tale va trebui pe undeva să le coordonezi, să le manageriezi altfel. Celelalte trei cărți despre care ți-am spus mai devreme vorbesc despre o cumpănă cumva sau despre o situație amoroasă, un eveniment din punct de vedere al căsniciei, al relației, al căsătoriei, care se finalizează, să știți, pe sfârșitul anului și asta pentru că tu nu te mai simți fericit și nu este vorba neapărat despre fericire, ci ai și această carte, vorbește despre faptul că cineva aici parcă îți blochează creativitatea, cineva aici parcă te ține pe loc. Avem pajul de monede. Este o idee, este un fapt, este o acțiune, ceva ce tu ai vrut să întreprinzi anul ăsta în 2024 și nu ai avut timp, nu ai avut resurse, nu ai avut loc, nu ai fost lăsat și probleme foarte mari cu partea financiară. Mai multe cheltuieli decât câștiguri și ăsta este unul din aspectele la care tu te vei gândi, să știi, în următoarea perioadă. Ok, ce am eu de făcut de acum încolo? Da, eu trebuie practic să urmez calea asta, eu trebuie să urmez visul ăsta al meu, pentru că tu te gândești foarte mult la bani, te gândești la situația ta financiară, când voi fi stabil, când voi reuși să nu mă mai îngrijoresc pentru bani. Ei bine, în momentul în care o să-ți folosești darurile pe care le ai, în momentul în care o să conștientizezi că pentru a face lucrul ăla va trebui să ai lângă tine oameni faini, oameni importanți, oameni care te pot influența în bine, oameni de la care ai ce să înveți, nu să-ți pierzi timpul cu oameni care deja poate sunt cazuri pierdute din punctul ăsta de vedere. Cealaltă carte,
Ce avem aici? Un 4 de cupe. Am crezut că este un 5 de cupe. Nemulțumirea legată de partea sentimentală, ori faptul că nu-ți găsești pe cineva, ori faptul că te-ai săturat să cauți. Un 4 de cupe vorbește foarte mult despre saturație, despre oboseală, despre resentimente, despre faptul că cumva nimic din ceea ce ți-ai dorit tu să găsești la o persoană nu ai găsit. Toată lumea este pe fugă, toată lumea își dorește doar lucruri artificiale, ești mult mai intens și înțelegi de fapt pe ce se bazează o relație și cum ar trebui practic să arate o relație, chiar dacă, repet, în viața ta nu există neapărat această împlinire sau această concretizare a unei relații cu o anumită persoană. Pentru cei care se află deja, repet, într-o căsnicie, într-o relație de foarte mulți ani, mai mult de 8 ani, aici vorbim cu siguranță despre o separare spre sfârșitul anului sau poate la începutul anului următor, pentru că au fost multe șanse, pentru că au fost multe împăcări, pentru că v-ați dat de multe ori singuri cu piciorul acestei relații, pentru că din punct de vedere al finanțelor cineva nu face suficient sau cineva cere prea mult, cineva nu se implică, avem cavalerul de cupe, 8 de monede și moartea. Situația asta trebuie să se schimbe. Urgent. Urgent, pentru că altfel, sincer, nu știu unde o să ajungi tu cu toată energia asta dacă nu iei într-adevăr o decizie în momentul de față. Nu uita că Mihail ți-a spus, știi foarte bine ceea ce ai de făcut. Da, este dureros. Da, este foarte greu. Nimănui nu cred că îi plac despărțirile, dar să nu uităm, dragul meu berbec, că tu ai și moartea aici, ai și turnul. Și asta pentru tine poate să însemne posibilitatea unei noi vieți cu totul, o renaștere. Mă refer fizic, spiritual, financiar, dar doar de tine depinde ce vrei să faci. Oricum, chiar dacă nu o să-ți dorești să faci această schimbare, eu cu turnul ăsta nu prea te văd bine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot va interveni ceva, tot va fi ceva care te va pune pe jar, o situație care te va îndemna să iei niște decizii, aș spune eu, nu știu, tranșante, ceva care oricum n-o să fie plăcut, pentru că simt totuși multă durere și multă suferință aici. Dacă vorbim despre 8 de monede, asta este o carte ce vorbește despre sacrificiile repetate pe care berbecul le-a făcut pe parcursul anului pentru stabilitatea financiară. Efectiv, nu mai știi ce să faci. Încotro să te îndrepți. Ce job să mai iau, ce business să mai fac, dar am nevoie de bani. Momentan nu am bani. Ai senzația că deși vârsta ta spune ceva, de fapt nu ai acționat prudent, nu ai știut ce să faci cu banii tăi, nu ai știut ce vrei. Și există două căi aici pe care tu ai putea să le urmezi, chiar dacă, repet, turnul ăsta oricum vine, și anume calea ignorării, să ignori în continuare și să vezi viața pur și simplu ca pe, nu știu, o scenă de teatru și să mergi așa după cum te duce viața, sau alegi tu să preiei controlul în acest moment și să realizezi că ai nevoie, în primul și în primul rând, de a-ți asigura un viitor, atât cât se poate, atât cât îl poți tu asigura. Avem 10 de bâte și soarele. Îmi place foarte mult. Chiar îmi place foarte mult citirea ta, să știi, pentru că știu că până în momentul acesta poate nu ți-am dat mesaje foarte, foarte bune, dar să știi că cărțile de tarot arată exact ceea ce există și în viața fiecăruia dintre noi. Nu toate evenimentele din viața noastră sunt frumoase. Și de cele mai multe ori nu învățăm din evenimentele frumoase, ci învățăm din evenimentele astea tulburătoare, din evenimentele care ne scot din zona noastră de confort și din suferințe.
Și cred că tu aici vei trece printr-o lecție foarte mare, mai ai acolo un punct de bifat în toată zona asta, astfel încât în momentul în care renaști să nu te mai dea nimic înapoi. Să nu mai poată nimeni efectiv să își impună o altă filosofie de viață și să-și impună legile în viața ta. 10 de bâte și soarele. O vei scoate la capăt. O vei scoate la capăt și bine de tot. Aici putem să vorbim și despre copii. Poate cineva se află în această dificultate, bineînțeles, de aș dori despărțirea, dar există copii la mijloc, copiii cresc, copiii înțeleg, depinde foarte mult și de cum gestionează voi situația și să nu crezi că eu acum încerc să te despart cumva sau să-ți spun, să-ți dau un verdict legat de lucrul ăsta. Pur și simplu îți spun ceea ce cărțile mi-arată și ceea ce este bine pentru tine. Dacă tu nu ești fericit, nici partenerul tău nu va fi și cu atât mai puțin copilul tău. Aveți nevoie de fericire, aveți nevoie să, nu știu, să... Știi, când nu mai merge, nu mai merge, adică cam acolo s-a rupt firul. 10 de bâte arată, în primul și în primul rând, aceste poveri, arată aceste greutăți, arată faptul că parcă tot ce ai încercat să faci în anul 2024, ai avut întârzieri, piedici, te-ai simțit legat de mâini, de picioare, lucruri pe care, poate, nu știu, într-o altă etapă din viața ta ieșeau mult mai ușor. Însă soarele arată eliberarea. Soarele arată binecuvântarea, arată oportunitățile, arată vitalitatea, bucuria. Și uite, o să-ți spun acum faptul că în tarot, indiferent cât de provocatoare ar fi o citire, dacă există soarele acolo, înseamnă că lucrurile se vor rezolva foarte, foarte bine. Dar desigur că acum depinde și de tine, dragul meu berbec. Îmi este foarte clar că te afli într-un moment în care ai nevoie să iei decizii cruciale pentru viața ta. Simți această nouă energie și a lui Pluton în semnul vărsătorului, care te conduce către o altă lume, te conduce către alte reguli, te conduce către maturitate, disciplină și către calitatea relațiilor pe care le ai, nu cantitatea lor. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați fost alături și sper să vă ajute. Noi ne întâlnim în 2025, bineînțeles, cu zodiacul pe luna ianuarie, însă până atunci vă doresc toate cele bune și să aveți sărbători minunate. La revedere!